Suntem în Lichia la Cluj și ne grăbim spre spital pentru că fix acum vrei vestea că naște sora iubită. Pentru că tentativa mea de daily vlog de data trecută a strâns peste 50.000 de like-uri. What? Sunt super recunoscător pentru această sumă de like-uri. Vă mulțumesc enorm de mult și vă iubesc foarte, foarte tare. Am zis, hei! De ce nu să fac și a doua tentativă de daily vlog? Și ca să o fac mult, mult mai interesant, am zis, băi, de ce nu astăzi să decidă fanii ce o să facem cu viața noastră? Așa că pentru 24 de ore picanții o să-mi controleze viața pe Instagram. Astăzi o să fie o zi destul de lungă și o să fac foarte multe activități în ea în care o să trebuiască să aleg lucruri, așa că o să-mi fie mult, mult mai ușor pentru că o să vă am pe voi alături. Haideți să vedem ce o să se întâmple în această zi frumoasă. Întrerupem programul pentru un anunț foarte, foarte important. Dacă vreți să vă jucați și voi jocuri la cea mai înaltă calitate, gen CSGO, gen GTA 5, gen Fortnite, nu uitați să încercați cea mai nouă experiență de gaming pe primul link din descriere, pe www.boosteroid.com, care vă oferă șansa acum să vă jucați jocurile direct online, direct pe browserul vostru, fără mai bine vointe să fie descărcate jocurile. Nu uitați, acum puteți să vă jucați jocurile și pe telefon, gen CSGO pe telefon. Mereu am vrut să încerc asta. Așa că nu uitați să intrați pe primul link din descriere, www.boosteroid.com, să vă jucați acolo, să vă luați cel mai tare abonament și să ne jucăm împreună. Nu uitați să rupeți butonașul de like, pentru că dacă o să strângem, nu știu, hai să dau o sumă din asta mai mică, 40.000 de like-uri, mai venim cu încă o tentativă de daily vlog, așa că haideți să vedem câte like-uri se strâng. Nu mă întrebați de ce nu am tricou pe mine, pentru că știți deja răspunsul. Afară nu sunt mai puțin de, I don't know, 35 de grade, este super mega cald. Și înainte să pornesc filmarea, nu aveam mâncarea pe care mi-o doream și am spus, hei, de ce nu să merg la magazin să mi-o iau? Și nu mai pot de cald. Și da, am cam trișat un pic pentru că nu mi-ați controlat viața, pentru că am fost să-mi iau mâncarea mea preferată. Dar de acum am început ziua, așa că haideți să vedem ce o să decidă fanii să mâncăm. Tocmai ce am făcut un story în care vă spun că o să-mi controlați viața timp de 24 de ore. Haideți să aflăm reacțiile picanților. Oricum este foarte, foarte caterincă ideea asta de vlog. Am făcut-o și anul trecut și mi-a plăcut extraordinar de tare. Așa că am zis de ce nu o să o fac și acum. Și dacă merge bine, de ce să nu mai fac încă o dată? Totul depinde de tine, apasă butonul de like. Îmi este extrem de foame, de aia sunt și în bucătărie, pentru că aștept să mănânc ceva. Și o să trebuiască să vă întreb ce o să mâncăm. Avem două alegeri de mâncare astăzi: ori aceste cereale cu lapte pe care chiar vreau să le mănânc, sunt niște cereale super tari pe care mi le-am cumpărat astăzi, care au nucă, alune, migdale, tot felul de chestii care o să mă ajute pentru dieta mea, pentru sală, pentru că m-am apucat de sală, dar nu prea se vede acum, dar o să se vadă, câteva luni chiar o să se vadă. Sau o omletă pe care o să trebuiască să o fac chiar eu și nu prea știu să fac omletă și nu prea aș vrea să votez lumea omletă pentru că nu prea vreau omletă. Așa că haideți să vedem ce o să se întâmple. Guys, îmi este extrem de foame. Sunt în acest moment în bucătărie și o să avem două alegeri de mâncare: ori niște cereale super, super tari cu lapte care o să mă ajute pentru dieta mea, pentru mușchi, ori o omletă pe care nu știu absolut deloc să o fac. Ce alegeți? Ok, guys, tocmai ce am făcut story-ul, sper să nu alegeți omleta, pentru că dacă alegeți omleta o să fie prăpăd în bucătărie și nici nu prea am foarte mult timp la dispoziție, pentru că mai am o oră jumate până mă duc la școala de șoferi, pentru că da, astăzi facem și școala de șoferi și o să vă iau cu mine și o să trebuiască să fac și antrenamentul, deci hai să vedem. Ok, și s-a dus. Haideți să vedem ce o să se întâmple, ce o să voteze oamenii. Cereale, vă rog, cereale. Și s-a postat chiar acum în acest moment. Haideți să vedem ce o să aleagă oamenii. Aici sunt foarte, foarte încântați. Deci puteți observa că sunt 459 de da și 14 de nu. Hai să vedem, mai dăm un refresh. Perfect, hai să vedem aici. În momentan sunt 12 pentru cereale. What? What? Sunt 16 pentru cereale, 3 pentru omletă și eu am 5 pe story, dacă puteți vedeți. 5 ochișori pe story, deci nu-mi vine să cred. Hai să ne dăm un refresh, că am nebunit Instagram. Doamne, a nebunit. 40 ochișori, 32 și 15. Bă, a nebunit Instagram-ul. Din câte vedeți, este o fericire maximă, pentru că cerealele câștigă detașat. Detașat, 65-35. Cred că puteți să citiți fericirea pe chipul meu. Deci nu ai pot de fericire că o să pot să mănânc cerealele astea, care îmi plac extrem de mult, pentru că au foarte, foarte, foarte multe calorii, care vă ajută. Deci dacă sunteți slabi, vă ajută foarte, foarte mult. Chiar o să fie o bucurie din partea mea să vă ajut și pe voi, cei care sunteți slabi și ați dori să vă îngrășați, cu dietele pe care o să le am eu. Nu facem promovare, dar cerealele se numesc Vitalis și sunt o combinație între nuci, între migdale,
sale între alune și au, uitați-vă, fiți atenți aici câte calorii au, au 478 de calorii per 100 de grame, guys. Păi și ca să fie challenge-ul, o să întrebăm și ce punem prima dată, laptele sau cerealele? Că am văzut că e mare competiție despre faza asta, cu ce se pune prima dată, cerealele sau laptele? Haideți să vedem. Guys, pentru că o să mâncăm cereale, pentru că așa ați votat, vreau să vă întreb, ce pune prima dată? Cerealele sau laptele? Votați chiar acum pentru că mi este extraordinar de foame. Cerealele câștigă detașat ca întotdeauna, 529 de cereale și 320 de lapte, așa că haideți să punem prima dată cereale. Am trișat un pic, le-am pus de dinainte pentru că știam răspunsul odată și doi pentru că mă grăbesc extrem de tare, pentru că la și un sfert este la momentul ăsta, este 12:40 ceasul și la 1 și un sfert trebuie să plec spre Târgoviște pentru că acolo am școala de șofer. Deci nu o să mai avem timp pentru antrenamentul pentru mușchi, așa că o să fac după ce venim de la Târgoviște. Haideți să vedem ce se întâmplă. Bă, trece timpul ăsta, bă, ca naiba, mă! Au trecut 30 de minute în 5 minute, mă jur! N-am avut timp să fac nimic, doar am mâncat și în momentul ăsta a venit cineva care să mă ducă la Târgoviște pentru a mă duce la școala de șoferi. Ok, guys, în momentul acesta, tocmai ce am ajuns la Târgoviște, cred că o să intru fix în mașina pentru școala de șoferi și nu o să mai am timp să mai filmez absolut nimic, așa că o să vă spun chestiile astea de acum. După ce terminăm școala, ne îndreptăm tare repede acasă pentru că trebuie să facem sala neapărat, pentru că am trecut peste sală, timpul trece extrem de repede, a trecut jumătate de oră în 5 minute. Mă bucur că am apucat să mănânc de dimineață pentru că e o masă foarte, foarte importantă. Fix acum ne apropiem de locul unde trebuie să facem școala de șoferi. Nu știu ce să vă întreb, nu știu prin ce să-mi controlați viața, pentru că pur și simplu asta este rutina mea de astăzi. Păi nu se putea să ajungă fratele vostru cu 100 de minute înainte. Bine, nu chiar 100 de minute, am ajuns cu 20 de minute înainte. Sper să mă aud pentru că am uitat microfonul meu extern acasă și trec foarte multe mașini și nu știu dacă mă auziți. Am ajuns, acum așteptăm să vină domnul instructor și să-i dăm blana rău de tot. Ok, guys, picantul is on the volanos. Suntem aici la bolidul pe care eu fac școala de șoferi. Este un... nu știu ce mașină. Nu știu ce e, Chevrolet? Hyundai asta. Habar nu am, scrieți-mi voi în comentarii pentru că nu știu ce mașină este. Fix acum suntem la oră și sunt foarte, foarte entuziasmat. Îmi place foarte, foarte tare să conduc și cred eu că mă pricep. A, bă, că îmi stă cam bine așa. Hop. Gata, guys, tocmai ce am terminat școala de șoferi și acum ne îndreptăm către casă, ne îndreptăm către orașul unde locuiesc eu și vom avea două activități foarte, foarte importante. Unu, masa dinainte de sală, care este foarte, foarte importantă, și doi, sala, în care nu știu ce o să fac, sunt foarte indecis dacă să fac piept sau spate astăzi, dar vom vedea. Așa că haideți să vedem ce urmează și sunt foarte indecis și la ce o să mănânc, că nu știu ce o să mănânc. Probabil o să mănânc o ciorbă, dar la felul doi habar nu am, dar o să vă întreb pe voi. Guys, mai avem puțin și ajungem acasă și mi-este foarte, foarte, foarte foame. Știu că acesta ar trebui să fie abonați-mi controlează viața și nu abonați-mi controlează ce mănânc. Dar așa a fost să fie. Na, activitățile pe care le-am făcut până acum astea au fost și haideți să vedem ce votează oamenii, să-i mâncăcim. Guys, tocmai ce mă întorc de la școala de șoferi și mi-e foarte, foarte foame. Știu că acesta ar trebui să fie abonați-mi controlează viața și nu mâncarea. Dar ce să mănânc? Piept de pui cu orez sau paste? Votați. Am poftă de ambele feluri de mâncare, acum haideți să vedem ce votează lumea, Doamne ajută! Din câte vedeți, s-a votat, este 54% pentru piept de pui și 46% pentru paste. Pentru că majoritatea dintre voi ați votat piept de pui cu orez, am piept de pui cu cartofi prăjiți și salată, dar vine și imediat orezul. Orezul este făcut de mama, dar asta mi-am comandat-o eu. Așa că haide să mâncăm, că mi-e super, super mega foame și nu mai pot. Și după ce am mâncat, m-am relaxat puțin tel, așa că na, trebuie să te relaxezi. Și în acest moment vreau să mă apuc de sălică, să băgăm ori piept, ori spate. Nu știu încă ce să fac, dar haideți să vedem ce zic oamenii, pentru că sunt foarte, foarte curios. Guys, vreau să fac sală, sunt foarte, foarte hotărât să fac sală, așa că vreau să-mi spuneți ce vreți să lucrez astăzi, piept sau spate. Votați chiar acum și haideți să vedem ce o să lucrăm astăzi. Și s-a dus. S-a dus, fraților, am pus, să nu mai spuneți că contează dacă le pui pe verde sau pe roșu, că uitați-vă și voi.
200 pentru piept, 84 pentru spate. Cred că e clar ce o să facem astăzi, așa că hai să ne mai lungim cu vorba și să ne apucăm de treabă. Hop, așa. Guys, au trecut câteva zile de când nu m-am mai văzut cu iubita mea și sincer mi-e foarte, foarte dor de ea, așa că nu știu, să rămân aici acasă sau să mă duc până la București. Nu știu sincer ce să fac, chiar este o decizie destul de grea de luat. Pentru mine nu e că eu aș vrea să mă duc la București, dar haideți să vedem ce votați voi, pentru că sunt foarte, foarte, foarte curios. Tocmai ce s-a postat story-ul și hai să vedem cum avem. Avem 67% să mergem la iubit. Să vedem unde duce acest pool. Așa că hai să vedem, mamă, 65 de voturi și 11 voturi cu rămâia. Na, nici nu mai crește rămâia acasă. S-a terminat. Cred că vedeți că sunt foarte, foarte, foarte fericit. Ce să fac? În momentul ăsta cred că mă duc să-mi fac bagajul. Luăm un tren, un taxi, nu să vedem ce luăm și haideți să mergem la București! And here we go, suntem deja pe drum, abia ce am plecat de acasă, mergem spre iubita. Nici nu aveam un plan chestia asta, dar mi-e foarte, foarte dor de ea și dacă voi ați votat, mergem la iubita. Doamne, ce bine că ați votat. Și am ajuns în București, unde stai la semafor și câte jumătate de oră. Sunt foarte, foarte, foarte entuziasmat. Iubita știe că vin la ea pentru că i-am dat și tag pe story și am și vorbit. Nu vreau răspunde în acest moment la telefon, cred că doarme, așa că o să se trezească cu mine. Guys, tocmai ce am ajuns la București, sunt aici cu iubita. Am trezit-o din somn. Am păr ud. Are păr ud, dar nu ne mai interesează absolut nimic. Pentru că îmi vine nepoțica! Naște! Mă, să pun pe vlog, să nască sau să... Suntem în lift chiar acum și ne grăbim spre spital, pentru că fix acum am primit vestea. Că naște! Că naște sora iubitei. Naște sora iubitei și iubita-i udă pe păr. Eu abia ajunsesem, deci credeți-mă, abia am ajuns, când am ajuns în apartament, am vrut și eu să o iau în brațe pe iubita, că n-am mai văzut-o de foarte, foarte mult timp și mi-a fost super, super dor de ea. Și când naște Doiara! Nicio problemă. Doamne, de ce nu mai pot de dragoste? Cred că n-aveți idee. Primele impresii. Nu aveți idee, nu mai pot de emoții. Și o vedem azi? Nu o vedem azi, nu? Nu ne lasă să intrăm. Ce părere are unchiul picant? Părere aici cu tăticul. Suntem aici foarte bine în fața spitalului. Așteptăm să fie totul în regulă. Nu prea am reușit să mergem cu ideea asta de abonații controlează viața mai departe. Oricum eu am zis că o să vreau să fac un daily vlog și daily vlog să introduc gen asta cu abonații. Iubire, intri în noroi. În noroi intri tu. Sper să mai avem activități de făcut, în caz că nu vom mai avea, eu zic că e destul de ok, pentru că am și specificat la începutul acestui episod că o să fie un daily vlog și în acest daily vlog o să integrez abonații mea, îmi continuează viața, iubire, de ce faci dată ca de pe vreau să devin cameraman. Ne-am luat cu sarcina surorii mele, a născut, am o nepoțică foarte frumoasă. Congratulations! Vreau să scrieți mare, mare felicitări în comentarii, guys, pentru că tocmai acum oficial puteți să ne spuneți mătușa și unchiul picant. Și ne-am luat cu sarcina pentru că am stat, am așteptat, n-am aveam voie să intrăm în spital, dar am așteptat-o acolo, o să vedem că e totul bine, că ea e acolo. Așa, și s-a făcut seara, n-am apucat să facem finalul. După ne-am luat cu înregistrări, am fost pe la studiouri pentru că vă pregătim foarte, foarte multă foarte muzică, multe. Foarte bună. Ne-am a luat doua cu... zi am avut două emisiuni la două Observator. Da, și la... am fost la Observator și am fost și la Măruță. Am avut foarte, foarte multe lucruri și ne-am mai apucat să terminăm vlogul. Abia dar... acum facem finalul. Să lăsați acolo mare, mare subscribe, să lăsați acolo multe, multe like-uri. Noi am fost ciocolata picantă și v-am pupat. Pa! Mua! Baby a plecat de acasă pentru că avea școala de șoferi, însă la două ore distanță m-a sunat sora mea și mi-a zis că în sfârșit o să se externeze și ea și bebelina. Așa că m-am gândit să o filmez așa un picuț, pentru că știu că și el își dorea să fie aici alături de mine și să o vadă pe bebelina, dar sunt sigură că și voi. Așa că m-am gândit să vă arăt așa un picuț, pentru că mergem la ea și i-am luat balonașe.